Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță, etalare pentru decembrie 2020. Etalare care va fi valabilă doar pentru unii. Din mii de oameni vor fi mai multe versiuni, încerc să vă dau, eu știu, câte variante reușesc. Energia generală, aveți 3 de foc și gândul. Vă gândiți la cineva, vă gândiți la... interesant. Un bărbat se gândește la o femeie. Da? Și femeia se gândește la voi. He, interesant. În același timp, eu zic, nu asta vreau să zic, dar acum a venit ideea asta cu telepatia. Însă, asta pentru că trei de foc pentru mine reprezintă printre foarte multe, trei înseamnă și comunicare, înseamnă și gând, e Mercur, da? Și aici iar apare gândul. În momentul în care vă gândiți voi la ea și ea se gândește la voi, invers, da? În momentul în care vă gândiți voi la ei și ei se gândesc la voi, doamnelor. Însă gândul este de a călători. Pentru că e cineva care pornește într-o călătorie, poate chiar a pornit, are o desagă. Înseamnă foarte mult cu nebunul. Simt că trebuie să luați, să vă luați minimul necesar ca să vă întâlniți cu acest personaj la care vă gândiți foarte mult. Ca să puteți manifesta această întâlnire, această călătorie, să puteți manifesta gândul, a trebuit să lăsați în urmă niște gânduri negre, eventual personaje care vă învățați să gândiți negativ, să nu aveți încredere voi și a trebuit să învățați să manifestați gândurile. Și cum le manifestați? În primul rând, din pasiune, din inimă, din inimă. Bine, vă mai trebuie și alte lucruri, dar cel mai mult trebuie să aveți această dorință intensă. Și văd că unii dintre voi aveți regele de foc. Aveți. Însă, imediat revin, însă, vă doriți să și comunicați, nu doar să călătoriți. Că va veni și călătoria, în primul rând, trebuie să vină comunicarea. Pentru că dacă nu vorbiți cu ei să vă întâlniți, evident, cum să manifestați această întâlnire, călătorie? Există diferențe între voi. Cel puțin bărbatul pare așa, o leacă mai zălud, mai ciudat, în ce sens? Cred că e un pic mai tânăr și o leacă mai imatur. Doamna pare mult mai stăpână pe ea și mai concentrată pe alchimie, pe spiritualitate, pe lucruri care o stabilizează. Bărbatul, da, e plin de pasiune, dar are și o doză de imaturitate, de nebunie. Așa simt. La capătul setului de cărți aveți regele de foc. Frumos ar fi să fiți voi. Voi plin de încredere că după ce ați jonglat și v-ați gândit, domnule, că așa fac balanțele, până aleg, aleg, da? Durează până fac eu o alegere, dar în momentul în care fac, sunt foarte determinați, da? Și cu determinare, oarecum și la acest trei de foc și la regele de foc. Determinare. Determinare să vă întâlniți după ce v-ați luat timp să jonglați alba neagră, pe care, pe care, pe care, să vă întâlniți cu personajul cu care simțiți voi că intrați în uniune perfectă, în masculin și feminin. Personajul care va duce vindecare. Ce frumos, dar e una dintre cărțile pe care le ador în aceste de cărți. Personajul care va aduce vindecare emoțională, transformare, va aduce deja transformare emoțională, poate, parcă și seamănă oarecum, parcă și seamănă. Personajul care vă oferă din suflet, din inimă, această transformare și dragoste. Dragoste că văd și eu, uite, interesant, văd și un trandafiraș. Personajul acesta va aduce multe bucurii, vă copleșește și de binecuvântări. Vă veți simți binecuvântat în prezența, când veți fi în prezența acestui personaj. Însă a trebuit să vă controlați, să vă abțineți și vă ascult cu foarte multe griji. 9 de aer, 9 de aer. Poate că unii sunteți părinți și din cauza acestor motive v-ați făcut griji cum vă veți întâlni cu acest personaj. Poate unii aveți un tată autoritar care v-a complexat și a trebuit să vindecați niște chestiuni. Poate unii sunteți, vă place să aveți control asupra voastră și din acest motiv v-ați făcut iar griji pentru că orgoliul a fost. A fost. Dar eu simt că acum ați avut timp suficient să vă gândiți ce vreți să manifestați și ați hotărât să
sunteți deciși să comunicați, nu doar de la gând la gând, cum am zis mai devreme, nu, să comunicați practic, cu mesaje, să vă întâlniți, pentru că e o călătorie și întâlnirea se manifestă printr-o mică călătorie, da? Să vă întâlniți cu acest suflet, care va duce mii de bucurii și, în primul rând, senzația de unitate. Împreună sunteți, vă întregiți, da, împreună vă întregiți. Dar a trebuit să, repet, să lăsați grijile în urmă, cum era, așa era, da? Parcă așa era, da. A trebuit să vă luați mult timp pentru această hotărâre. Doi de pământ. Ați avut și multe opțiuni, probabil că ați lucrat și multe joburi, direcții, ca să vă găsiți oarecum o stabilitate, să vă regăsiți încrederea în voi, să nu vă prezentați așa oricum ca un nebun îndrăgostit sau nebună îndrăgostită, da? Vreți să vă prezentați altfel în fața acestui personaj, care e interesant. În acest moment, sau poate chiar până acum, nici nu s-a gândit. E cu spatele. Voi trebuie să-i face să le atrageți atenția. Da, interesant mesaj. Da. Vă doriți să le atrageți atenția, s-au îndepărtat de voi din cauza acestor decizii amânate. Și, repet, sunteți conștienți că nu puteți veni cu o desagă ca niște nebuni îndrăgostiți, trebuie să veniți în forță, să impresionați, să atrageți atenția și nu la modul egotic să impresionați. Chiar a trebuit să dezvoltați ceva, interesant, niște abilități, dezvoltați niște abilități ca să intrați în uniune cu acest personaj. Da, mai ales că e diferență, sunt niște diferențe între voi și ca să vă puteți echilibra și unul și celălalt, da, a trebuit să dezvoltați niște abilități și să aveți și voi încredere în voi. Interesant. L-am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi, a revenit iar 3 de bâte. Sperați, vedeți, simțiți oportunitățile în zare. Este momentul în care trebuie să călătoriți, să comunicați și să manifestați acest gând. Dar pentru asta trebuie să lăsați, ia uite, niște conflicte, ego-ul, responsabilități. În timp ce am amestecat setul de cărți, am văzut la un moment dat ce văzusem, Ela, asul de cupe și 3 de cupe. Da, vă doriți o nouă dragoste, vă doriți întâlnirea cu sufletul vostru pereche. Și apoi ce mai văzusem, faietonul, iar mașinuța pentru mine. Ia uite, asul de cupe. Ați plâns după această dragoste nemanifestată. Oh, văzusem... Ce văzusem? Da, 5 de aer, 5 de spade și... Nu, greșesc. 10 de bâte și faietonul. Da, ați avut multe responsabilități, ori o altă relație pe care a trebuit să o lăsați în urmă, sau un job, sau diferite situații care v-au obosit, ca să puteți manifesta cu determinare această mișcare, această călătorie, această întâlnire. Faietonul este foarte determinat. Hai să mai amestecăm o dată. Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Decembrie 2020. Evident că poate să fie și ianuarie, dar... Ia uite, regele de cupe. Vă doriți această dragoste adevărată cu cineva? Balanțe. Și la rege trebuie să vii ca un rege. Ia uite, iar se arată 10 de bâte. Responsabilități. Soare. Frumos. Și împăratul. Nu împăratul. De ce am zis împăratul? Mare preot. Ia uite, 3 de spade. Roata norocului. Luna. Interesant. Asul de spade. Am zis că vreți să comunicați. 4 de monede. Asul de monede. Superb. Am zis că vă gândiți intens, iar e gândul, vă gândiți intens la acest personaj care este concentrat pe treburile sale, nu neapărat că nu-i pasă de voi, pentru că am zis că atunci când vă gândiți la voi și ei se gândesc, vă simt gândul, există telepatie și nici n-am vrut să zic aia de prima oară. A venit mesajul pe moment. Iar comunicați emoțional cu acest, de la suflet la suflet cu acest personaj și vreți să oferiți ceva din suflet, să le oferiți, vreți să le oferiți. Ce? Niște scuze, clar. Însă, afară de scuze, a
Așa simt, pentru cine o fi, o fi. Vreți să oferiți parte din sufletul vostru, dar sufletul vostru e luminat în momentul în care comunicați cu ei. E lumina aici, la nivelul chakrei. Vă deschide sufletul în prezența lor. Da, vreți să vă deschide sufletul. Asta e. În ce sens? Vreți să spuneți prin ce ați trecut, de ce nu s-a întâmplat, de ce aia, de cealaltă. Și în plus să le mai spuneți și ce simțiți exact. Ce personaj uitați, ce frumos e. Preîmpărăteasă, o simt aici. Da, tot așa, concentrată pe ceva. Pe reușitele sale, pe manifestarea cele mai bune versiuni ale sale. În fine, la capătul setului de cărți, conflicte. Conflicte în legătură cu această situație secretă, cu niște... Ați ținut în secret faptul că ați plâns, ați regretat povestea aceasta nemanifestată. Marea preoteasă, am văzut preîmpărăteasă, am văzut și soarele. Marea preoteasă ar putea să fie foarte bine acest personaj care lucrează, am zis, în spiritualitate sau încearcă să-și transforme viața, da? Însă apar conflictele. Să mă duc, să nu mă duc, să comunic, să nu comunic. A trebuit să înțelegeți multe. Să treceți prin această lecție spirituală, eremitul, să vă izolați, să nu comunicați. Și cu cât nu ați comunicat, interesant, cu atât mai mult au revenit gândurile către ei. Ei sau ele, da? Nici valetul de spade nu comunică aici. Posibil pentru unii apare acest soare și marele preot. Ați înțeles că până nu vă eliberați de responsabilități și de suferință, nu puteți manifesta această pasiune. Nu puteți să o luați de la zero. Și este minunat dacă ați înțeles acest lucru. Este minunat. Evident, balanțele sunt inteligente. Dar, acum, depinde și în ce fază sunt, dacă sunt mai tineri, mai... neexperimentat sau dacă sunt mature, trecute prin viață și își asumă lecțiile. Deși poți să fii o balanță matură care nu-și balanță. Poți să fii un om, hai să nu vorbim numai de balanțe, poți să fii un om matur care nu-și asumă responsabilitățile. Nu contează vârsta, ci vârsta intelectuală și emoțională. Acum, hai să mai vorbim și despre alte lucruri. Ce simt? În trecut, 10 de bute, soarele și marele preot. Unii dintre voi ați fost căsătoriți cu cineva cu marcaj puternic în semnul leului sau alt semn de foc. Însă, cu 10 de bute, această căsătorie, pentru unii, nu pentru toți, v-a epuizat. V-a epuizat și v-a decepționat cu 3 de spade. Acum vă doriți să schimbați norocul, să schimbați energia, și să, în secret, nu neapărat secret, așa cum îl înțelegeți, să nu mai spuneți tuturor cum acționați. Pentru că am văzut 5 de bâte. 5 de bâte sunt și prietenii care vă influențează. Sper că unii dintre voi ați învățat să nu mai spuneți tuturor ce vreți să faceți, unde vreți să mergeți, ce vreți, cu cine vreți să comunicați, da? Nu mai spuneți tot ce faceți. Asta nu înseamnă musai că țineți secret, dar selectați oamenii cu care comunicați, pentru că vă influențează uneori negativ și nu vreți să manifestați aceste influențe contradictorii în relația pe care vreți să o manifestați de acum încolo. Aveți doi ași în viitor, asul de spade și asul de monede. Vreți o relație în sinceritate, în adevăr, stabilă, da? În trecut, pentru unii dintre voi, că acest trecut poate să fie de curând sau poate să fie mai îndepărtat. Alt mesaj. În trecut ați avut într-adevăr niște probleme acasă. Preotul poate să reprezinte tradițiile, genealogia din care, da, cultura din care veniți. Ați avut acolo niște probleme. Din cauza egoului cuiva, al vostru sau al altora. Au fost niște probleme. Și s-a ajuns la epuizare în acest
Contract. Contract pentru că și acasă există niște contracte karmice. În general, casa, de fapt, reprezintă legături karmice. Dacă nu e vorba de casă, poate să fie vorba de un contract la job. Da? Un contract la job care v-a consumat. Și pe care l-ați toți dus în cârcă din cauza, eu știu, dorinței de afirmare, unii dintre voi, din cauza ego-ului. Însă, în momentul în care ați hotărât să renunțați la aceste responsabilități, a venit trezirea. Amândouă vorbesc despre o trezire. La o nouă spiritualitate. Da, vorbim de spiritualitate chiar dacă aveți 20 ceva de ani. Why not? De ce nu? 20-30 de ani. Pentru că sunt vremuri foarte intense și toată lumea trebuie să se trezească. Nu putem trăi pe pământ doar pentru bani, sex, mâncare, da? Responsabilități. Nu. Mai ales faptul că ne-am născut în aceste vremuri este cu un scop. Și unii dintre voi ați început să înțelegeți. Mai mult sau mai puțin s-a produs această trezire. Ați înțeles că decepțiile, suferințele trebuie schimbate, încheiate. Și vreți să manifestați o... Ce interesant! Ce interesant! Vreți să manifestați, unii dintre voi, acest echilibru între masculin și feminin, mai ales dacă s-a produs această trezire. Poate această etalare să producă. Deși eu cred că mulți au ascultat și pe alte canale, ați mai ascultat mesaje și de aici, pe canalul acesta, care a vorbit despre acest mesaj. Nevoia de a vă echilibra masculinul și femininul. Ca să puteți intra, ce frumos, intra în uniune cu voi înșivă și cu personajul care vă este predestinat. Care și personajul respectiv lucrează la echilibrul său interior. Dacă vreți, evident, relații darmice, nu karmice, care vă epuizează și vă dezamăgesc. În prezent aveți roata norocului la mijloc și este minunat, mai ales dacă sunteți și născut în octombrie, dar nu obligatoriu. Roata norocului. Norocul, energia trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe, să lăsați în urmă dezamăgirile și să mergeți către emoții. Să vă deschideți sufletul către emoții. Aici avem o cupă interesantă, da? Este luna, luna care vorbește. Aveți o legătură spirituală și emoțională profundă cu cineva care vă cheamă. Vă cheamă, vă mișcă, vă scoate din această decepție. Cine o fi acest personaj? O întrăiți și o vedea, voi știți, poate nici nu știți, poate urmează să aflați pentru că apar 2 ași în viitor. Poate că este o dragoste care încă nu s-a manifestat, cum văzuse mai devreme, din niște motive, din nevoia aceasta de transformare. Unii sunteți între un semn de aer, alt semn de aer, sau cineva care v-a dezamăgit și un semn cu marcaj. Oricineva care va atinge luna, nu contează zodia, care va atinge luna, aveți conjuncție, trigon, opoziție, ceva între luna voastră și luna lor. Ori cineva cu marcaj în zodia racului, a peștilor sau a scorpionului. Marcaj, nu zic zodie, marcaj, poate să fie ascendent, poate să fie Venus, dar ceva, nu obligatoriu. Ei, și trebuie să alegeți, e o schimbare de energie. În momentul în care schimbați această energie, lăsați în urmă, ce am zis mai devreme, ego-ul, tradițiile, responsabilitățile care v-au obosit și mergeți, vă urmați intuiția, că am văzut și Marea Preoteasă, da? Luna și Marea Preoteasă, vă urmați intuiția. Urmați-vă intuiția ca să schimbați energia din viața voastră. Și în momentul în care faceți această schimbare, începe să se manifeste adevărul și stabilitatea într-o altă formă. Stabilitatea, ideea că aveți și patru. Vă regăsiți stabilitatea în acest nou început. În acest început. Nou, este nou început, nu un pic a pleonasm, dar în fine. Hai să vedem ce mai simt și pe vertical. Iar revine responsabilități, situații grele care v-au decepționat și pe care trebuie să le tăiați. Aveți o sabie, aveți și un lanț, da? Trebuie să comunicați cu grijă, cu măsură. În adevăr, nu este o sabie în sus care înțeapă, da? Dar această sabie trebuie să taie legăturile care
vă rănesc și care vă epuizează, care vă țin cu capul în jos și nu cu capul către soare, cu privirea către soare, către lumină, către adevăr, către Dumnezeu. Vorbind de Dumnezeu, că este foarte important. Nu ascultați tarotul doar ca să aflați dacă mai faceți bani sau dacă vine vreun iubit iubită, da? Trebuie să vorbim și despre aceste lucruri. Tăiați legăturile karmice, interesant, și manifestați panglica pentru mine în acest moment, e prima oară când văd chestia asta, este o legătură divină. Este un material care te leagă, dar te leagă într-un mod delicat. E o panglică, nu este un lanț, da? Tăiați legăturile karmice, eventual ați început să tăiați, într-o formă sau alta mai aveți ceva de eliberat, ca să puteți, mai ales că e și albastru, albastru interesant pe care îl văd și la lună, da? Îl văd și la marele preot. Și știm foarte bine că albastru simbolizează divinitatea, astralul. O legătură în astral, ca să puteți manifesta această legătură, acest gând pe care l-aveți cu cineva, comunicare telepatică, poate nici n-ați întâlnit acest personaj și trece prin situații similare, da? Dacă este flacără geamănă. În fine, manifestați adevărul, eliberați-vă de dezamăgiri și de relațiile care vă consumă. În prezent aveți, acum pe vertical citesc, superb, roata norocului, soarele și 4 de monede. Pentru unii, să aveți un noroc la bani, un noroc care vă aduce o stabilitate. Țineți la acest noroc. Dacă aveți parte de un dar de bani, pentru că e roata norocului, da? S-ar putea să câștigați ceva. Dacă nu ar fi bani, ar fi alte lucruri care vă creează stabilitate și de care vă puteți bucura. Pentru alții, iar, pentru că este roata norocului la mijloc, o situație de destin, că asta înseamnă norocul, înseamnă karma. Karma vă aduce o trezire, vă ajută să înțelegeți că trebuie să ce? Nu, înțelegeți că țineți la cineva foarte mult, pe de-o parte, și vă doriți să vă întâlniți cu acest personaj. Pentru că Jupiter e o roată, roata țineți de faeton, de roată, de mașină, de bicicletă, da, nu zic, Musei, nu aveți cum să mergeți cu bicicleta pe vremea asta, dar poate cu mașina, nu știu de ce așa simt, vorbesc de roată când, da, roata e o schimbare, e o mișcare. Vreți să călătoriți către cineva. Cineva la care țineți foarte mult și eventual în ultima vreme simțiți din ce în ce mai intens aceste gânduri că țineți la cineva foarte mult, că este soarele vostru. Și repet, chiar dacă nu este încă în viața voastră, pentru că mai aveți de liberat ceva din legăturile karmice, e această legătură divină, subtilă, care vreți să se manifeste cât mai rapid în viața voastră. Aveți soare și Jupiter, aveți încredere, da? Încrederea asta de la... pe care o are și regele de foc. Recăpătați-vă încrederea în voi și ieșiți eventual din nevoia asta de stabilitate, de bani, cum am zis, bani, sex și mâncare. Nu, ieșiți din aceste nevoi primare care vă dau o stabilitate falsă, vă creează o impresie de stabilitate. Ieșiți, schimbați energia și mergeți către soare. Descoperiți-vă pe voi. Soarele este personalitatea voastră. Încercați să vă dezvoltați personalitatea. Dacă vă eliberați aceste legături karmice, da, începe să manifestați norocul într-o altă formă. În prezent. Cineva vă luminează calea. Evident că Dumnezeu. Dar mai există și un personaj care vă arată. Prin gânduri. Gânduri luminoase. Primiți. Dacă aveți și telepatie cu cineva, clar simțiți. Cum sunteți susținuți în această schimbare de energie și eliberare de 4 de monede. Da? De
legăturile karmice, materiale, materialiste. Doamne ajută, știu că unii se plâng de balanțe. Asta e, n-or fi toți așa. Sunt și balanțe frumoase, sunt convinsă. Sunt și balanțe care vor evoluție, sunt convinsă. Vorbesc despre cei care caută aceste lucruri. Ce mai simt pe vertical? În viitor, Male Preot, Luna, ce superb, și Asul de Monede. O nouă relație care este divină. Da? Am vorbit aici despre panglica aceasta delicată care leagă în astral. Aveți o legătură în secret. În secret poate nici nu o știți, doar o intuiți. O simțiți în suflet și în gând. Aveți o legătură cu cineva. Și vreți să o manifestați și în realitate, pentru că apar monedele. Vreți ca această legătură să nu fie doar la nivel subtil, emoțional, la nivel de gând, de telepatie. Vreți să o simțiți zi de zi în viața voastră. Marele Preot, Luna și Asul de Monede. Pentru unii poate chiar vă doriți o relație stabilă, poate vă doriți o căsătorie cu acest personaj, dar rămâne de văzut când se va manifesta. Voi deja sunteți, pentru unii, deja sunteți căsătoriți în astral cu acest personaj. Și energia asta care începe să se schimbe vă ajută să înțelegeți că deja voi sunteți în uniune cu acest personaj, trebuie doar să simțiți uniunea și în plan fizic, în 3D. Și să o manifestați stabil, în adevăr. Frumoasă etalarea. Frumoasă. Iar și pe diagonal, ce frumos, da? Lăsați responsabilitățile. Eliberați-vă de oamenii pe care i-ați dezamăgit sau iertați-vă, iertați și pe ei, oamenii care v-au dezamăgit, pe care i-ați dezamăgit, schimbați energia și manifestați ceva valoros, ceva valoros. Frumos, frumos, frumos. Din seria cărților intime, ce-a vrut să se arate iar 10 de bâte, 10 de bâte. Ați vrea să luați pe cineva pe sus, da, vă asumați această responsabilitate, aveți această forță, pasiune, regele de bâte, da, regele de bâte care face și el sport ca să se mențină în starea sa cea mai bună, dar ce drăguț, da, i-ați luat pe sus, pe aceea despre care am vorbit mai devreme, dar trebuie să vă luptați un pic cu ego-ul vostru, pentru că sunteți conștienți că a durat foarte mult manifestarea acestei cavalerul de monede, ea ține de manifestare, dar manifestă foarte încet, este cel mai încet cavaler, s-a manifestat foarte încet această pasiune, regele de cupe, acest și împărăteasa, wow, roata, nu, îndrăgostiții, acest personaj care este sufletul vostru, pereche, flacăra voastră geamănă, împărăteasa și regele de cupe, da? Energia feminină divină care se regăsește aici, da? Și dragostea adevărată pe care o văzuse mai devreme la un moment dat, regele de cupe. Am deschis, dați în urmă, vedeți, devine, da? Acest personaj față de care ați simțit dragoste. De fapt, ați simțit la început pasiune, deși dragostea exista dintotdeauna, că am zis că legătura asta divină este mult mai veche. Și totul s-a manifestat în 3D, se manifestă foarte greu din cauza că vă luptați. Ori voi cu ei, ori ei cu voi. E ego-ul cuiva. Sau poate unul dintre voi a trebuit să se lupte cu cineva, cu planete în semn... cu cineva, cu altcineva. Da. Este o luptă. Care a trebuit să-i puneți capăt ca să manifestați această pasiune, această dragoste. Hai să mai amestec o dată. Balanțe, frumoasă etalare, Soare, Luna, Venus, Ascendent, ia uite, Cavalerul de Cupe, vreți să comunicați, așteptați pe cineva, știți că cineva vă așteaptă, iar o chestie de comunicare, știți că cineva vă așteaptă, trebuie să veniți, ia uite, am zis că bărbatul e în spate și femeia se ocupă de altceva, de lucruri frumoase, da? Femeia e doritoare, poate încearcă să manifeste această dorință, vă cheamă într-un fel, interesant, vă cheamă cu gândul, da. Frumos, pentru cine o fi, nu știu. Și știți că trebuie să veniți, cavalerul, nu e valet. Știți că trebuie să comunicați, valetul comunică. Am vorbit de comunicare mai devreme, iar vorbim, da?
Vă doriți să transmiteți un mesaj, dar o chestie de lună, frică. Schimbați, ieșiți din frică, interesant, da? Ieșiți din frică. Veți teamă cumva că ei sunt cu altcineva, că nu cumva și-au găsit pe, eu știu, X, pe Y. Ieșiți din această un pic și geloși. Hai să mă amestec. E o legătură divină. E o legătură divină între voi și acest personaj. Însă, hai să mă amestec. Cărțile au sărit. Cărțile au sărit. Mai, hai să le punem frumos. Balanță, soare, lună, Venus. Ascendent, nodul nord în balanță. Decembrie 2020. Okidoki. Hai. Energie intimă. Ce frumos! 8 de băte, 5 de cupe, 4 de spade. Iar legătura divină. Ce interesant! Oh, care a fost pusă în așteptare. Și v-ați tot gândit și unul și celălalt. Da, uite, și ea se gândește la voi și voi aveți fantezii. Ia uite, iar luna. Iar luna. Central interesant între aceste cărți apare această carte a regretelor, 5 de cupe. Pasiunea, simțiți că pasiunea s-a dus din cauza că a durat mult manifestarea unei iubiri. Însă vă doriți iar să vă întâlniți pentru niște scuze. Am zis mai devreme, am văzut cavalerul de cupe. Cineva își dorește, domnul eventual, dar își dorește să vină cu niște scuze către doamnă. E conștient că cu cât se amână această întâlnire, cu atât pasiunea se duce, se stinge în apă. În emoțiile astea care sunt de fapt lacrimi. Nu sunt emoții de bucurie, da? Frumoase, pozitive. Nu e bucurie, sunt lacrimi, sunt decepții. Și asta din cauza că nu s-a comunicat. În această carte clar nu se comunică, se impune ceva celuilalt. Iar mi-aduc aminte de puterea pe care am văzut-o, lupta asta a egourilor. Și vă doriți 8 de bâte înseamnă comunicare. Comunicare rapidă și plină de pasiune, în care creșteți, evoluați, mergeți către nou, către evoluție. Vă doriți să comunicați. Însă, din punct de vedere intim, vă doriți să aveți momente superbe cu ei, să vă hrăniți unul pe altul, nu doar fizic, ci și emoțional și fizic, sexual, cum vreți voi. La restaurant nu cred că puteți merge, dar poate vă întâlniți undeva acasă, la unul sau la celălalt, să vă puteți servi unul din celălalt. Dar ca să se manifeste această întâlnire care vă crește, da, e o scară, vă crește prin pasiune, ca să puteți manifesta această uniune, unii dintre voi trebuie să renunțați la o altă pasiune. O pasiune care v-a ținut pe loc. 5 și 4. Interesant. 4 energie foarte încăpățânată. O pasiune care ați manifestat niște chestiuni fizice doar de nevoie sau din ego. A fost doar o pasiune. Acea pasiune vă ține oarecum pe loc, 4 stă, nu merge. Acea pasiune vă ține pe loc și nu puteți manifesta această relație foarte frumoasă. Au fost și niște jocuri mentale între voi, eventual, dar ce a încercat unul să impună asupra celuilalt, celălalt a simțit. Și în momentul în care, am zis să aveți o legătură specială cu cineva, în momentul în care unul dintre voi încearcă să impună ceva, celălalt respinge. Și uite așa apar dezamăgirile. De-aia zic, renunțați la aceste răni, că de fapt din dezamăgire oamenii creează jocuri mentale. Din dezamăgire. Vă așteaptă o relație profundă, divină cu cineva.
în care vă puteți vindeca, iar doi oameni care se hrănesc unul pe celălalt, nu doar fizic, ci și emoțional și spiritual. Doi oameni care se hrănesc. E o relație care a intrat în așteptare, o relație, iar o panglică, care vă leagă, dar vă leagă subtil și la care vă tot gândiți și tot aveți și ei se gândesc și voi vă gândiți la ei, dar aici este cartea fanteziilor. Iar trebuie să renunțați la relația care proiectează anumite nevoi pe care le aveți și să manifestați relația adevărată. Sunt două relații în paralel. Una manifestată și alta nemanifestată. Înțelegeți ce zic? Cea care este nemanifestată este cea adevărată. Cam atât deocamdată. Vă rog să-mi scrieți. Îmi spuneți și mie una alta. Bine, comentariile frumoase vor fi lăsate, cele negative vor fi șterse. Așa că nu vă deranjați dacă aveți ceva negativ de comentat. Dar dacă aveți ceva pozitiv, manifestați un like, ceva frumos, ca să vă atrageți energie pozitivă în viața voastră, că de fapt asta înseamnă karmă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Și vă doresc să vă bucurați de această dragoste, de această trezire, de această uniune. Și binecuvântări, iau ce frumos. Nu uitați, dați înapoi. Ce frumos, uniune, vindecare, binecuvântări. Dragoste perfectă. E undeva în astral, așteaptă să o manifestați. Vă pup, ciao, ciao!